Au declarat că lucrările vorbesc de la sine. Ei mă vorbesc prin lucrările lor expuse pe Simeze și nu-mi rămâne decât să mulțumesc tuturor celor care neinstituționalizat, cum spunea Olic mai devreme, neinstituționalizat au pus umărul și au făcut ca acești doi artiști să poată să-și expună lucrările, să-și ducă la îndeplinire programul, să-și îl ducă la bun sfârșit. Le urăm lucrul ăsta în continuare. Cei doi artiști plastici își vor prezenta lucrările într-o expoziție mai mare, sâmbătă, la Biserica Evanghelică din Herina. Să vedem cum va fi vremea în următoarele 24 de ore. Vremea va fi caldă, cerul va fi variabil cu înnorări trecătoare în cursul zilei, când izolat la munte sunt posibile ploi slabe. Vântul va sufla slab la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 11 grade Celsius, iar cele maxime între 23 și 26 de grade Celsius. Care a zburat în spațiu, a ajuns la Bistrița după mai bine de 20 de ani. Dumitru Dorin Prunariu a dorit să împărtășească bistrițenilor puțin din experiența sa, dar și concepțiile proprii despre viitorul cosmonauticii. Urmărind rubrica Reportajul Zilei, veți avea ocazia să vizionați imagini de la vizita pe care Dumitru Prunariu a făcut-o la Bistrița. Dumitru Prunariu le-a vorbit bistrițenilor despre cum s-a simțit departe de planeta albastră. Astronautul român visa să ajungă în spațiu încă de când era copil, iar peste 20 de ani a ajuns primul român care a reușit să depășească limita cerului. Este adevărat, am venit la Bistrița după mai mult de 20 de ani de la prima mea vizită aici, la rugămintea și cooperare cu prietenii mei rotarieni. Am răspuns cu
plăcere, dar în același timp și cu interes aceste invitații, pentru că ajung să constat că foarte multe lucruri frumoase, importante, făcute cu pasiune, cu mult suflet, nu se petrec în capitala țării, ci se petrec în alte părți ale țării, iar una dintre acele alte părți, în ghilimele, este Bistrița. Eu sunt membru Rotary de 12 ani. Am participat la multe activități benevole. Rotary este un club de voluntari. Este cea mai mare organizație neguvernamentală din lume, cu peste 1.200.000 de membri. Este singura organizație neguvernamentală care lucrează direct pe proiecte concrete cu Organizația Națiunilor Unite. Iar acest proiect de eradicare completă a poliomielitei în lume este unul din marile proiecte pe care le realizează Rotary prin voluntarilor și prin fondurile adunate de către membrii Rotary. Sunt multe alte proiecte pentru ajutorare a copiii abandonați, a unor bătrâni, de promovare a tineretului, a unor valori de excepție, cărora li se oferă prin concursul membrilor clubului burse pentru studiu, fie în țară, fie în străinătate. Pentru Dumitru Prunadiu, experiența cosmică a fost una extraordinară, în urma căreia și-a schimbat total modul de percepție a realității și a existenței sale terestre. În acest context, după ce am trecut printr-o experiență cosmică, o experiență care mi-a deschis ochii spre o altă lume, o altă față a lumii, o altă interpretare a filosofiei vieții și implicării semenilor noștri în activitatea de pe Pământ, o astfel de activitate ca cea pe care o reprezintă Rotary împlinește într-un fel un deziderat pe care l-am îmbrățișat acum mulți ani. În acest context, sunt aici și în calitate de președinte al Consiliului Științific al Agenției Spațiale Române, reprezentând pe linia aceasta o parte din știința românească, o parte din activitățile de vârf care se desfășoară în momentul de față și aș putea spune cu succes, o parte din activitățile pentru care suntem apreciați la nivel european, și care contribuie la integrarea noastră într-un spațiu european de învățătură, de știință, de înaltă tehnologie și de promovarea unor valori românești în acest domeniu. În cele aproape 8 zile în care s-au aflat în spațiu, cei doi membri ai echipajului au efectuat o serie de aplicații și experimente civile. Nu au fost singuri însă. Au avut alături pe ceilalți astronauți de pe stația spațială, aflați de 187 de zile în cosmos. Pentru că la nivel european, cosmosul nu înseamnă numai cercetare, nu înseamnă numai cer cu stele, ci înseamnă numeroase aplicații de zi cu zi pe care nici nu ne mai închipuim unii dintre noi, sau mă rog, cei neavizați, că au tangență cu spațiul cosmic, dar foarte multe provin acum din cercetările și aplicațiile spațiale. Agenția Spațială Română este instituția coordonatoare a programelor spațiale în România, instituția care realizează contactul cu toate organizațiile internaționale pe linie cosmică, reprezentând statul și guvernul, este o mică nuanță aici, statul și guvernul României în organizații internaționale. Lucrăm direct deja ca membri asociați cu Agenția Spațială Europeană. La anul viitor vom deveni membri plini acestei instituții. Dar lucrăm și cu Organizația Națiunilor Unite. Lucrăm cu alte instituții, precum Federația Internațională de Astronautică, unde câțiva dintre specialiștii români, între care și eu suntem membri plini ai Academiei Internaționale de Astronautică, cel mai înalt for științific mondial de promovare a cercetării și colaborării științifice în domeniul spațial. Cât despre viitorul cosmonauticii, Dumitru Prunariu este de părere că va mai dura